Copacul fermecat. Într-o zi, pe când își păștea oile, un ciobănaș zări în pădure un copac ce era atât de mare și frumos, încât el rămase multă vreme locului privindu-l uluit. Deodată îi veni poftă să se cațere pe copacul acela. Gândul îi venise mai ales, fiindcă văzuse că ramurile crescuseră pe copac în așa fel încât păreau treptele unei scări. Ciobănașul își scoase din picioare încălțările pe care le purta. Levârând traistă, își puse traista pe umăr și începu să urce. Se urcă fără oprire vreme de 9 zile. Și ce să vezi? Ajunse pe o câmpie întinsă, unde se vedeau mai multe palate clădite numai din aram. În spatele acestor palate se găsea o pădure mare cu copacii de aram. Și în vârful celui mai înalt copac stătea un cocoș de aram. La poalele copacilor era un izvor din aramă topită, care bolborosea într-ună. Și acesta era singurul zgomot. În rest, totul părea mort. Nimeni nu se vedea și nimic nu se mișca de la locul său. Când văzu băiatul una ca asta, rupse dintr-un copac o rămurică și pentru că picioarele sale erau foarte obosite după un urcuș atât de lung, vreau să și le împrospăteze la izvor. Își muie deci picioarele în apa de arama izvorului și când le scoase iarăși afară, ele erau acoperite cu un strat curat de aramă strălucitoare. Se întoarse repede la copacul cel mare, dar acesta se înălțase până sus în nori și capătul nici nu i se mai vedea. Acolo sus trebuie să fie mult mai frumos, se gândi el. Și începu să se cațere din nou. Se urcă iarăși timp de 9 zile, fără să simtă nicio oboseală, până când ajunse la o altă câmpie întinsă. Aici erau de asemenea o mulțime de palate, dar toate erau făcute numai din argint. În spatele lor se găsea o pădure mare cu copacii din argint. Și în cel mai înalt copac era un cocoș de argint. La poalele copacilor era un izvor din argint topit, care bolborosea într-una. Și acesta era singurul zgomot. Încolo totul părea mort. Nimeni nu se vedea și nimic nu se mișca de la locul său. Când văzu băiatul una ca asta, rupse dintr-un copac o rămurică și vreau să-și spele mâinile în izvor. Dar când își scoase mâinile afară, văzu că ele erau acoperite numai cu argint sclipitor. Se toarse la copacul cel mare. Însă acesta se înălțase și mai sus, între nori, și nici vorbă să-i se vadă capătul. Acolo sus trebuie să fie și mai frumos, se gândi băiatul. Și începu din nou să urce. Se urcă timp de 9 zile. Și iacătă ajunse în creștetul copacului. Aici se deschidea o altă câmpie întinsă, pe care se înălțau numai palate de aur. În spatele palatelor era o pădure mare cu copacii de aur. Și în cel mai înalt copac stătea un cocoș de aur. La poalele copacilor era un izvor de aur topit, care bolborosea necontenit. Acesta era singurul zgomot. Încolo totul părea mort. Nimeni nu se vedea și nimic nu se mișca de la locul său. Când văzu băiatul una ca asta, își rupse o rămurică dintr-un copac, își dete jos pălăria de pe cap, se aplecă deasupra izvorului și își lăsă părul să-i se înmoaie în undele de aur. Iar când și-l scoase afară din apă, părul era aurit. Își puse la loc pălăria pe cap și după ce privi bine toate câte se aflau acolo, se întoarse iarăși la copacul cel mare. Începu să coboare, fără să se simtă câtuși de puțin obosit. După ce ajunse jos, își scoase încălțările din traistă. Se încălță și vrut să-și găsească oile pe care le lăsase pe câmp, dar de urma lor nu mai izbuti să dea. În zare se vedea un oraș mare și abia acum băgă el de seamă că se coborâse în altă țară. Ce era de făcut? Se hotărâ să meargă înainte, sperând că va reuși să-și afle vreun rost și în țara aceea. Păstorul purta o mantie lungă care îl apăra pe câmp când își păzea oile de vânt și de ploi.
din poalele mantiei își croi niște mănuși cu care să-și acopere mâinile, ce erau acum de argint. Vâră cele trei crenguțe, de aramă, de argint și de aur, în sânul cămășii sub mantie și porni la drum. Tocmai la vremea aceea, când el intra în oraș, căuta și bucătarul regelui un ajutor la bucătărie și nu putea găsi. Tot căutând așa, ajunse la marginea orașului. Îl văzu pe păstor și îl întrebă, așa cum îi întrebase și pe alții, dacă nu i-ar plăcea să aibă o slujbă bine plătită. Băiatul primi să fie ajutor de bucătar, dar numai dacă îi se va îngădui să nu-și scoată niciodată încălțările din picioare, pălăria de pe cap, mantia din spinare și mânușile din mâini. Zicea că el are niște urme de răni și se rușinează să-i se vadă. Bucătarului nu prea-i venea bine la socoteală lucrul acesta, dar trebuie să se învoiască, deoarece nu îi izbutise să găsească pe nimeni altul care să-i fie de ajutor la bucătărie. În sinea lui se gândea: am să-l folosesc pe băiatul acesta ciudat numai în bucătărie, unde nimeni n-o să-l mai vadă. N-o să se știe și totul o să fie bine. Într-adevăr, lucrurile merseră așa o bucată de vreme, fără nicio supărare. Flăcăul era foarte harnic. Își îndeplinea cum nu se poate mai conștiincios toate treburile la care era pus, încât bucătarului, cu timpul, începu să-i fie drag băiatul. Dar într-o zi se întâmplă ca în orașul acela să se adune o mulțime de nobili, baroni și cavaleri din suita regelui, care voiau să se urce pe un munte de sticlă ce se găsea nu prea departe de acolo. Până atunci, pe munte nu reușise să se urce decât prea frumoasa fiică a regelui. Ea rămăsese pe munte într-o căsuță de cleștar. Și cine ar fi urcat până la ea, avea dreptul să o ceară de soție. Cei drept, mai încercaseră și înainte unii cavaleri să se cațere pe muntele de sticlă. Dar toți alunecaseră și căzuseră, unii dintre ei frângându-și gâtul. Ajutorul de bucătar, aflând despre această încercare, îl rugă pe mai marele său să-i îngăduie să vadă și el de departe cum se vor desfășura lucrurile. Bucătarul îl lăsă să se ducă să vadă ce se petrecea pe muntele de sticlă, tocmai pentru că fusese tot timpul atât de harnic și săritor, dar la plecare îl sfătui: trebuie să te ferești să nu te vadă cineva. Regele s-ar supăra foarte rău aflând că te-ai dus tu, un simplu ajutor de bucătar, să-i privești pe cavaleri. Băiatul îi făgădui că nu se va lăsa văzut și porni în grabă spre muntele de sticlă. La poalele muntelui se și adunaseră baronii și cavalerii, bine pregătiți, cu cizme de fier și în curând începură să se urce unul după celălalt. Atâta că niciunul dintre cei care încercară să se urce nu izbuti să ajungă nici măcar la mijlocul muntelui. Se prăbușiră unul după celălalt, ba unii dintre ei rămaseră morți pe loc. Băiatului îi trecu prin gând: ce-ar fi să încerci și tu? Deodată își dădu jos pălăria și mantia, își scoase mănușile și încălțările, luă în mână crenguța de aramă și, înainte ca vreunul dintre cei de față să bage ceva de seamă, trecu prin mulțime și ajunse la poalele muntelui de sticlă. Conții și cavalerii se dădură înapoi, priveau și se minunau. Flăcăul începu să urce pe munte fără teamă. Sticla se muia sub pașii săi, parcă era de ceară și el nu mai putea să alunece. Când ajunse sus, întinse prințesei smerit rămurica de aramă și se întoarse cu grabă, călcând apăsat și sigur de el până jos. Și înainte ca oarecine din cei de față să înțeleagă ce s-a petrecut, pieri printre oameni. Se grăbi până în locul unde își lăsase lucrurile, se îmbrăcă, se încălță, își puse pe cap pălăria, în mâini mănușile și se duse repede la bucătărie. Curând după aceea veni și bucătarul. Acesta-i povesti ajutorului său un lucru de care se mira foarte mult. Și anume că un tinerel frumos, cu picioare de aramă, mâini de argint și păr de aur, se urcase pe muntele de sticlă și dăruise prințesei o rămurică de aramă, după care se întoarse și pierise în mulțime. Apoi îl întrebă pe ajutorul său dacă nu l-a văzut și el pe tinerelul cu pricina,
și dacă n-a fost de față când s-au petrecut aceste întâmplări de care vuia tot orașul. Flăcăul îi răspunse: am fost de față, dar n-am putut să văd nimic, pentru că tinerelul cu pricină sunt chiar eu. Bucătarul râse cu poftă de cuvintele ajutorului său și îi grăi în glumă: dacă tu ești tânărul acela, atunci și eu voi ajunge un domn mare. În ziua următoare se adunară de două ori mai mulți conți și cavaleri decât în prima zi și toți voiau să încerce să se suie pe muntele de sticlă. Băiatul îl rugă încă o dată pe bucătar să-i îngăduie să privească și el din depărtare la câte urmau să se petreacă. Bucătarul nu se îndură să-l oprească, dar îl sfătui: trebuie să te ferești ca de foc să nu te vadă careva. Regele s-ar mânia rău. Băiatul îi făgădui și porni spre locul unde stătuse ascuns și cu o zi în urmă. Cavalerii începură să urce. În zadar alunecară unul după altul și mulți dintre ei rămaseră morți pe loc. Băiatul nu șovăi multă vreme și încercă pentru a doua oară să se urce pe munte. Își scoase mantia din spinare, pălăria de pe cap, încălțările din picioare și mănușile din mâini. Luă crencuța de argint în mână și porni sigur de el și liniștit în sus pe munte. Sticla se muia sub pașii lui, parcă era de ceară și unde călca el rămânea ur. Curând ajunse sus, întinse prințesei smerit crenguța de argint. Și ea i-ar fi prins cu dragă inimă mâna dacă băiatul i-ar fi dat-o, dar el se întoarse câte ai clipi înapoi și pieri în mulțime. Își puse mantia, pălăria, încălțările și mănușile și plecă iute către bucătăria unde slujea. La câteva minute după el veni și bucătarul, care povesti cum tinerelul acela frumos, cu picioare de aramă, mâini de argint și părul de aur, se urcase iarăși pe munte, întinzându-i prințesei o rămurică de argint. Iar după ce săvârșise lucrul acesta, se coborâse și pierise în mulțime. Și bucătarul îl întrebă pe ajutorul său dacă n-a văzut și el toate acestea. Flăcăul îi răspunse: nu puteam să le văd, deși am fost de față, fiindcă tânărul care s-a urcat pe munte sunt chiar eu. Bucătarul râse din toată inima și rosti în glumă: ei, dacă tu ai fost tânărul acela, cu siguranță că voi ajunge și eu un domn mare. În cea de-a treia zi, baronii și cavalerii vrură să-și mai încerce pentru ultima dată puterile și se adunară în fața muntelui de sticlă. Flăcăul îl rugă din nou pe bucătar să-i îngăduie să privească și el totul din depărtare. Bucătarul nu se îndură să-l oprească, dar îl învăță: trebuie să te ferești mai bine decât oricând să nu te vadă careva, pentru că tare s-ar mai mânia regele. Băiatul îi făgădui și se duse repede în locul unde stătuse ascuns și în cele două zile de dinainte. Baronii și cavalerii încercară cu deznădejde să se urce pe munte, dar în zadar se prăbușiră unul după altul și mulți rămaseră morți pe loc. Flăcăul se gândi: hai să mai încerc și eu încă o dată. Își aș zvârli straiele de pe el, luă crenguța de aur și porni în grabă, prin mulțime, către muntele de sticlă, înainte de a se băga de seamă din cotrovenea. Toți se dădură înapoi dinaintea lui și el păși sigur și apăsat în sus pe munte. Sticla se muia parcă era de ceară și pașii săi lăsau urme. Când ajunse sus, îi dărui fetei de rege rămurica de aur, întinzându-i mâna dreaptă. Ea-i prinse bucuroasă mâna și ar fi fost fericită să poată coborâ muntele împreună cu flăcău. Dar el își trase înapoi mâna și coborâ singur. Apoi pieri repede în mulțime. Își puse hainele pe el și se grăbi spre bucătărie. Reîntorcându-se acasă, bucătarul povesti cum tinerelul acela frumos, cu picioare de aramă, mâini de argint și păr de aur, urcase muntele de sticlă pentru a treia oară, îi dăruise fetei de rece o rămurică de aur, îi întinsese și mâna, dar apoi se coborâse singur și pierise în mulțime. Îl întrebă dacă nu a văzut și el lucrul acesta. Băiatul îi răspunse cinstit: cum puteam să le văd când tânărul care a urcat pe munte am fost chiar eu?
Bucătarul râse din nou, auzind cuvintele băiatului, cuvinte ce îi se păreau doar niște glume pline de haz, și glăsui: "Ei, dacă ai fost tu tânărul acela, fără îndoială că și eu voi ajunge curând un domn mare." Regele și fiica sa erau însă foarte mâhniți, pentru că tinerelul cel frumos nu voia să se arate și să le spună cine era în realitate. Și atunci, regele, sfătuit de curteni, dădu următoarea poruncă: "Toți băieții din țară, cu capul gol, desculți și fără mănuși, vor trebui să treacă prin fața lui și a copilei sale." Aceștia se înfățișară și trecură prin fața lui și a copilei sale, dar cel pe care îl căutau nu fu văzut printre ei. Regele dădu din nou sfoară în țară să se cerceteze dacă nu se mai află cumva vreun băiat care încă nu s-a înfățișat înaintea lui și a copilei sale. Bucătarul, auzind porunca, se duse la rege și-i destăinui: "Stăpâne, eu am un ajutor de bucătar care mă servește cu cinste și cu credință, numai că el nu poate fi cu niciun preț acela pe care îl cauți. Și asta pentru că ajutorul meu are pe el niște urme de răni și s-a tocmit la bucătărie numai fiindcă i-am îngăduit să poarte într-una mantia, pălăria, încălțările și mânușile." Regele vrut să se încredințeze, iar fata regelui, bucurându-se în taina inimii sale, se gândea: "Nu poate să fie altul decât el." Bucătarul fu silit să rămână în fața regelui. Un slujitor se duse și îl chemă pe tânărul ajutor de la bucătărie. Acesta sosi și regele îl întrebă: "Tu ești oare acela ce s-a urcat de 3 ori pe muntele de sticlă?" "Eu sunt," îi răspunse flăcău. "Dezvelește-ți capul, mâinile și picioarele," îi porunci regele. Îndată flăcăul a zvârlit cât colo pălăria, mantia, încălțările și mânușile și rămase în fața tuturor în deplina sa frumusețe. Întinse prințesei mâna și ea i-o strânse nespus de fericită. Se făcu nunta și nu multă vreme după aceea regele încredință țara urmașului său. "Crezi acum că eu am urcat muntele de sticlă de 3 ori? Îl întrebă noul rege pe bucătar. "Dacă n-aș crede asta, ce aș mai putea să cred?" răspunse bucătarul și se rugă pentru iertare. "Bine, pentru că te-ai încredințat de adevărul celor ce ți le-am spus pe când eram ajutorul tău, am să te fac și pe tine un domn mare, așa după cum nădăjduiai. Te voi face dregător. Vei veghea asupra tuturor bucătarilor din țară." Bucătarul îi mulțumi cu lacrimi în ochi. Trecură însă un timp și într-o zi, regina îl rugă pe soțul ei să-i povestească felul cum își dobândise părul de aur, mâinile de argint și picioarele de aramă, ca și cele 3 crenguțe de aramă, de argint și de aur. "Îți voi povesti totul pe îndelete, draga mea soție," spuse regele. "Ba chiar am să te duc să vezi și tu acele minunății." Noul rege voia ca împreună cu soția lui să se urce încă o dată în copacul fermecat și să-i arate palatele ce se aflau acolo. Numai că atunci când ajunseră în pădurea unde regele știa că fusese copacul, acesta pierise cu totul și niciun om din întreaga țară nu văzuse și nici nu auzise să fi fost vreodată pe lume așa ceva. Sper că ați rămas până la finalul acestei povești și dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, ne ajută foarte mult. Să distribuiți și să apreciați dacă considerați că merită. Până data viitoare, toate cele bune!